Apoi, un lucru care este important, plecând de la acest tabou biblic, dacă vreți un al doilea lucru important, în a înțelege de ce Dumnezeu îngăduie răul. Iubiții Domnului, cel mai dificil lucru pe care l-am găsit în viață vreodată că trebuie să-l fac, e să-l conving pe cel din fața mea că e un om rău. Nu există întoarcere la creștini, la creștinism, a celor ce sunt buni. Niciun om nu se poate întoarce la Hristos cât e bun. Deci eu ca păstor am o spaimă la botez. Spaima mea la botez este să salut pe cel care se botează. Frate, eu toată viața am fost așa mai bun, am fost chiar așa rău. Eu n-am spart casa nimănui, eu n-am luat nevasta nimănui. Acum, într-adevăr, am nevoie de Dumnezeu, dar eu așa, cred că mă știu, am fost bun. Când aud așa ceva, îmi dau seama că nu există întoarcerea la Dumnezeu. Un lucru pentru care Dumnezeu îngăduie răul în viață este să faci cunoștință cu ce ești tu, prietene.